Salutare, prieteni! Astăzi voi face un nou video despre unboxing. Am făcut o comandă de la grădina Max pentru că au avut ceva reduceri, așa că o să vă arăt și vouă despre ce este vorba. Hai să vedem cam ce au avut atât de ieftin încât m-au înduplicat să cumpăr de la ei. Iris, 10 bucăți, 90 de bani. Brândușe sau crocus, din câte țin minte că se mai numește, tot 90 de bani, un plic de 10. Am comandat de 2 ori, bineînțeles că nu am fost foarte atent. Dacă vreți să cumpărați la ei, trebuie să faceți comandă de minim 80 de lei, iar la 120 de lei, cum scrie aici frumos, 120 de lei, transportul este gratuit. Am făcut 2 comenzi, una de 96,7 lei, asta e cu tot cu transport, cealaltă nu are transport. Am făcut 2 comenzi, m-am gândit, bă, dacă e așa de ieftin, de ce să nu iau bulbii pentru toți vecinii de pe la țară, ca să-i mai trec puțin de partea mea. Foarte frumos arată aici că mi-au trimis și ceva chestii gratuite. În prima comandă mi-au trimis 10 bulbi de la Lele, mix, gratuit. Și 10 bulbi de altceva, cadou. Deci ăsta e gratuit, ăsta e cadou. Partea asta altă am două plicuri de bulbi de la Lele gratuite. Hai să vedem ce este înăuntru. Înăuntru, prima oară o să deschidem prima și apoi pe cealaltă. Vedem cum împachetează băieții sau fetele. Să vedem. Acesta este al doilea filmuleț de unboxing al meu. Așa că ar trebui să mă descurc puțin mai bine decât data trecută. Mi-am dat și telefonul pe silențios, dar din păcate am deschis a doua comandă. Hai să vedem ce era în a doua comandă. Niște semințe de roșii albe. N-am mai văzut așa ceva. Afin Big Blue, lalele și alte flori interesante. Hai să vedem ce este. Am deranjat camera? Nu. Ok, hai să vedem în primul rând cum le împachetează. Este puțin mai profi, dar în videoclipul celălalt ați văzut, erau în hârtie înveliți bulbii. Atât. 10 bulbi, 1 leu. Bine, nu știu dacă ăștia... Ba da, ăștia sunt 10 bulbi, 1 leu. Hai, vedeți că am mult mai mulți. Au colții dați, dar foarte puțin au dat colțul, vedeți? Dar este normal pentru toamnă să arate așa. Este cam târziu, probabil de asta le-au și scos. Oricum, nu este nicio problemă. Cred că am luat mai multe feluri. Iris, 10 meu, chiar mi-au plăcut. Anul trecut am avut pentru prima oară Iris. Aici mi-au dat... Oh, ce frumos! Este numai bună folia asta pentru actele din mașină. Aici este factura. Mai bine nu vă arăt. Și un ghid foarte frumușel, de calitate mult mai bună decât celălalt. Căpșuni, alte fructe de pădure, pomi fructifere, da, instrucțiuni foarte interesante. Probabil voi mai cumpăra anul acesta un copac de la ei, sau dacă nu, cel târziu în primăvară, că astea sunt roșiile White Beauty. Zice că nu sunt pretențioase și nu trebuie să neapărat stropite. Aici sunt narcise, SanDisk, toate împachetate în... Ia să vedem, astea sunt lalele mici. Am avut anul trecut galbene și au plăcut bunicii mele. Astea sunt niște lalele mai simpatice. Bon bini. Ok, nu văd lalelele gratuite. Deci cred că m-au cam păcăliș. Mi-au trimis gratuit. Și aici arată destul de bine chiar. Chiar bine. Vreau să țin acasă niște afine și boabe de mere. O să văd dacă pot să le țin. Dacă nu, o să duc la țară și o să găsesc un loc bun pentru ele și acolo. Deci m-au păcălit. Nu sunt lalele. Chiar m-am bucurat foarte mult de bulbii aia gratuiți. Asta nu mai uit odată. Deci mi-au dat cu păcăleală că mi-au pus 2 pachete de bulbe la Lele gratuit.
neserioși. Da, până acum asta este senzația mea. Deci am făcut două comenzi, v-am spus la început. Am sunat și a doua zi, înainte să trimite ei comanda, că vreau să o anulez, nu că vreau să anuleze, să-mi pună și celelalte plante pe care le-am comandat sau bulbi în prima comandă. V-am spus, n-am fost foarte atent să fac peste 120 de lei ca să vină transportul gratuit. Și i-am sunat să le spun să-mi facă gratuit, dar să-mi adauge la celălalt comand și au spus că nu se poate, trebuie să facă două. Și atunci am spus să-mi anuleze amândouă comenzi. Bineînțeles că deodată s-a putut și au zis că cealaltă comandă mi-o trimit gratuit. Bineînțeles că vroiam să le anulez pe ambele și să fac din nou. Ar fi fost mult mai bine dacă aș fi făcut așa, dar oricum greșeala a fost a mea. Da, hai să vedem aici ce este. Acesta este afinul pe care îl recunosc. Au o parte uscată, foarte urât. Da. Să vedem ce mai este. Și boabele de miere. Par a fi și astea cam uscățele. Nu prea îmi place cum arată. Poate au și stat cam mult pe drum. Au stat două zile în plus. De fapt, au stat cu o zi mai mult față de celelalte și, bineînțeles, nici aici nu avem bulbii de la lele gratuite. Da, foarte, foarte, foarte urât. Nici nu vine să cred. Hai să vedem ce zic aici. Nu mai uit odată. Poate am greșit eu. Promoția toamnei la bulbi. Un set gratuit, da, care lipsește. Și acesta și anemonele lipsesc și la fel și aici cele două piculețe. Deci pur și simplu m-au păcălit. Au avut, cum să zic, au avut destul de bune promoțiile. Adică ce era la un leu, aici cred că sunt viorele. Ia să vedem dacă arată viorele. Scrie că e altceva. Dar arată fix a viorele. Nu știu dacă e denumirea științifică. Am impresia că m-am uitat pe internet, dar da, astea sunt viorele. Vedeți? Și astea nu. Deci nu știu de ce le scrie, de ce le scriu diferit. Bulbii sunt asemănători sau la fel, nu știu ce să zic. O să vedem la primăvară, cu siguranță o să vă arăt și vouă ce a ieșit. Astea sunt fel de strugurei, care, dacă nu mă înșel, au mucegai, nu vine să cred. Deci nu vine să cred că mi-au trimis cu mucegai. Haideți să vedem. Deci până acum mi se par foarte neserioși. Punga asta nu are găuri. Deci cum să aibă bulbi? Îmi pun și fără găuri, nu? Da. Da, totul este live. Nu m-am gândit nicio secundă că nu sunt serioși. Da, doamne, nu pot să cred că mi-au trimis bulbi mucigăiții. Uitați. Fai. Foarte neserioși. Foarte. Deci au prețuri foarte mari. Uitați cum arată. Nu pot să cred. O să-i pun să se usuce, poate o să-i salvez, dar nu cred că fiind atacați de fungi că vor supraviețui. Ok, am verificat toate pachetele și cam astea sunt pachetele cu bulbi care au mucegai. Deci 1, 2, 3, 4, 5. 5 pachete cu bulbi care au mucegai. Deci până că și asta, vedeți, de narcise. Deci nu are nici măcar o gaură. Ok, haideți să le dau la o parte să vă arăt cam ce fac băieții din câte îmi dau eu seama. Cam asta vor ei să facă. Deci pun bulbii într-o punguță și le fac două găuri aici pentru a respira și pentru a nu se întâmpla să mucegăiască. Asta este o pungă pe care au pus-o și n-au găurit-o. Ok, din câte am văzut, nu la toate le schimbă ambalajul, deci ei pur și simplu cumpără de undeva mai ieftin și vând mai scump. Ia uitați, asta este firma de unde cumpără. Ok, nu la asta mă refeream, deci asta o trimis-o pur și simplu, ia să vedem firma. Ok, dar asta și asta, ia să vedem, nu știu dacă e aceeași firmă. Dar pe undeva prin China, cred. Au și în română și în toate limbile.
De unde mi-am dat seama că cumpără și schimbă ambalajul. Uitați aici în China. Și aici pe unde am văzut pe undeva că scris în chineză sau eu știu altă limbă asiatică. Ia uitați ce frumos. Aici le-au fost și lene să-i scoată, să scoată bulbii din ambalajul original, să-i pună în pungă. Pur și simplu au capsat ambalajul în care trebuia să-i pună. Deci nu am cuvinte să spun, deci nu înțeleg de ce caută ei în România, ce caută, cine cumpără de la ei, cum să, adică bine, eu, fraierul, dar uitați, aici la fel, același ambalaj. Înțeleg, nu e nicio problemă să ia dintr-o parte, să ia mai ieftin, să dea mai scump, dar un pic de seriozitate, cum pot să pună în pungile astea, deci cum pot să pună în pungile astea în care nu, pur și simplu nu respiră. Deci își bat, absolut își bat joc de clienți. Deci pur și simplu asta face Grădina Max. Probabil voi tăia din ce am făcut mai înainte. M-am enervat foarte tare când am văzut. Nu pot să înțeleg cum au făcut chestia asta dacă toți suntem aici. O să desfac și un... Ia uitați ce frumos. Nici măcar nu-i în pungă. Deci, da, bravo lor. Haideți să desfacem și un chiveț, să vedem cum arată. Din păcate, din fericire, nu știu cum să zic, l-am luat pe cel mai urât, adică care are și o crânguță ruptă. Bravo vouă, mă, bravo vouă, sunteți foarte tari. Deci, chiar în primăvară m-am gândit, bă, am luat eu în, la sfârșitul sezonului, mi-au trimis plantele alea. Dar acum, crenguță ruptă, uscată, ce frumos, da, cam așa arată planta în chiuveci, în afară de bucățica asta nu arată chiar rău, lemnul este destul de gros, deși sper că aici începe să se lemnifice, aici este lovit, da. Sunt foarte, foarte, foarte dezamăgit de ei. Nu m-am așteptat nici măcar o secundă că voi face un filmuleț în care să spun ceva rău despre un producător, să nu găsesc nimic bun, în afară că au vândut la un leu plicul cu 10 bulbi, nu știu, îmi pare rău, cu siguranță nu voi mai lua niciodată de la ei. Mulțumesc că m-ați urmărit, prieteni, se pare că se vede în vocea mea dezamăgirea. Nu uitați de subscribe, cu siguranță vom da și de producători / furnizori mult mai buni și vom avea parte de experiențe de unboxing mult mai bune împreună. Ciao, prieteni, nu uitați de subscribe!